Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La Europa FM, 7 și 44 de minute. Cred că aveam 14-16 ani când s-a lansat piesa asta. Serios? Și o ascultam. 16 ani e o vârstă importantă. Așa. Și 14, e. Primești buletin, dar de la 16 cred că poți să începi să muncești legal, nu? Da. Ok, o să vedeți zilele astea un titlu de presă interesant care a rezumat, sună așa: vârsta de vot în România ar putea fi redusă la 16 ani la alegerile locale și europarlamentare. Senatul a adoptat tacit un proiect de lege în acest sens, inițiat de mai mulți parlamentari. Acum, sigur, adoptare tacită înseamnă doar că proiectul n-a mai fost dezbătut, asta este procedura, el merge la Camera Deputaților, acolo este forul decizional, acolo se va purta dezbaterea, dar cred că merită să ne spunem punctul de vedere pe chestiunea asta și vă invităm la o dezbatere pe această temă acum. Deci ce părere aveți? O astfel de schimbare, dacă s-ar produce, ce efect ar avea? Sau credeți că ar avea vreun efect? Sau tot degeaba? 16 ani, 18 ani, dacă tot nu merge lumea la vot, ce contează? Să voteze tineretul. Să voteze tineretul, a? Dacă ar fi coborâtă vârsta de vot la 16 ani, credeți că asta ar schimba ceva? Ați fi de acord sau nu? Și, apropo, de ce doar la locale și europarlamentare? Adică de ce nu și la alegerile parlamentare și la prezidențiale? Adică la, ideea este, știi, hai să voteze la locale și la europarlamentare. Da, asta vreau să vreau și eu, dar de ce l-au dat? Le dăm la șcârbe. La șcârbe, da. Nu, da. Mamă, la domn președinte, nu, rămâne 18 ani. Asta e proiectul de lege. O fi gen pilot, știi? Încearcă să vadă cum este la locale și europarlamentare și dacă e tot în regulă... Tot în regulă pentru cine? Să vedem asta. 0372069599. Sunați-ne acum, vrem să vă ascultăm opiniile. O precizare, totuși. Vârsta de vot este prevăzută în Constituție, la articolul 36, 18 ani, așa scrie în Constituție. Cetățenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv, deci modificarea acestui prag nu este atât de simplă, ar trebui schimbată Constituția, dar, mă rog, unde există voință, se găsește și o cale. Deci dacă ar exista o dezbatere publică serioasă, presiune publică în sensul ăsta, de ce nu? V-am spus cum stă situația, că s-ar putea să vă lăsați păcăliți de titlurile de presă, nu e chiar așa de simplu, dar merită purtată discuția. 0372069599. Vârsta de vot la 16 ani. Ce părere aveți? Hai să începem cu Mădălina. Bună dimineața! Bună dimineața, Mădălina! Bună, Mădă. Bună dimineața! Bună! Cred că propunerea este foarte bună, suntem super de acord. Dar mă tem că va fi cumva fără obiect, fiindcă absenteismul va fi destul de mare, fiindcă în general este destul de mare absenteismul în ceea ce privește oamenii tineri până, să zicem, 30 de ani. Bine, absenteismul este la toate vârstele. Dar de vreme ce votul este pentru viitor, nu? Ei sunt viitorul, am și eu băieți destul de mari, 18 și 19 ani, și văd că au o gândire destul de matură și foarte, adică m-a surprins cu soluțiile la care eu nu m-am gândit la foarte mult de ani. La 16 ani e totuși un pic cam de vreme, adică la 16 ani imensa majoritate trăiesc cu părinții, depind de ei. Așa este, așa este, fără prea și poate. Mă rog, da, adică așa cred că va rămâne cumva fără obiect, fiindcă nu se vor duce la vot. Deci... Ok. Bine. Dar eu cred că pentru un puș de 16 ani ar fi o provocare să se ducă la vot. Cred că ar avea entuziasm, cel puțin la primele 2-3 ar face valuri. TikTok. Da. Da, ar face TikTok-uri din cabina de vot. Mircea, bună dimineața! Egal, mă, n-ai voie. Mircea, bună dimineața! Glumesc. Bună dimineața, bună dimineața. Mi se pare o idee bună, dar vreau să vă dau un exemplu vis-a-vis de ipocrizia politicienilor. Tot tacit a trecut de Camera Deputaților și mai să fie dezbătut de Senat un alt proiect de lege, vis-a-vis de faptul că tinerii să-și poată da consimțământul pentru relații sexuale tot de la 16 ani. Pe de altă parte, întrebați parlamentarii exact cu această întrebare pe care a spus-o dumneavoastră, majoritatea a fost total dezacord. Cum, domnule, de la 16 ani să voteze? Adică își pot da consimțământul pentru relații sexuale de la 16 ani, dar pentru vot nu. Nu și-au dat consimțământul în mod explicit. Vă rog să faceți diferența între aprobarea tacită. Asta este o procedură introdusă cu, cred că vreo 10 sau 15 ani. Da, încă nu a fost adoptată legea, știu. Da, ca să mai grăbească un pic procesul parlamentar. Știți că se blocau diverse proiecte într-o cameră, stăteau nu știu cât, că nu le puneau în dezbatere. Și atunci s-a inventat chestia asta, domnule, într-una din camere, după un anumit timp, dacă nu l-ați dezbătut, se
se consideră aprobat. Și e aprobat tacit. Dar asta nu înseamnă că l-au dezbătut, sunt de acord cu el. Se duce în camera decizională. Acolo are loc dezbaterea propriu-zisă. Și cred că nici măcar nu e pentru toate proiectele de lege, ci numai pentru unele. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Florin! Te ascultăm! Salut, salut! Nu mi se pare o idee deloc bună. Mie mi s-ar părea o idee mai bună să se crească vârsta de vot până la 29 de ani, când tinerii, o parte din ei, cei care nu merg mai departe cu facultatea, au un loc de muncă, sunt un pic responsabili. Așa își prind în ziua de astăzi, toți sunt cu droguri, sunt cu distracție în cap, n-au nicio treabă cu realitatea, nu au educație politică, nu înțeleg ce înseamnă politică și se întâmplă acolo. Dar atunci n-ar trebui ridicată... N-ar trebui ridicat pragul de vârstă și pentru consumul de alcool la 21 de ani? Sau de țigări la 21 de ani? Da, și pentru condus și pentru multe categorii. Uh-huh. Da, apropo de asta, adică dacă îi dai voie să voteze la 16 ani, de ce nu îi dai voie să aibă permis de conducere la 16 ani, să zicem? Păi tocmai am zis că aș fi de acord să se mărească la 21 de ani. Toate categoriile care astea sunt la 18. Mulțumim. Mulțumim, Florin. Bună dimineața, Florin. Salut, bună Florin dimineața. 2. Da, salut, salut. Salut. Cred că ideea e puțin pripită. Uh-huh. În primul rând, la 16 ani, cred că din punct de vedere psihologic ar trebui să fie un pic mai maturi, uh-huh, să poată lua decizii de genul ăsta. Acum știi că băieții și bărbații se maturizează, cred că, după 50 de ani încolo. Da. Așa se spune. Cred, tot ce-i posibil. Da. Nu sunt psiholog, dar în fine, aș face altceva totuși. Uh-huh. Aș pune dreptul de vot pentru toți cei care au dovedesc că muncesc. Și atunci cred că ar fi mult mai eficient pentru noi. În general, ziceți, nu doar în adică cazul copiilor. Adică să votezi doar dacă ai loc de muncă? Da. Nu, să votezi doar dacă poți demonstra că efectuezi un job, na, nu neapărat să fii stabil într-un loc de muncă, dar să-ți poți asigura traiul singur. Pe ce legătură are una cu alta? Are foarte mare, foarte mare legătură. În ce sens? Din punctul meu de vedere, eu consider că mare parte din voturi se duc pe cei cu ajutoare sociale. Mm-hmm. Ce a ajuns în ultima perioadă. Da. Sunt și puși la 16-17 ani care lucrează. Sigur că sunt mulți. Nu cred că poate fi. Adică, în mod evident, nu poate fi legat dreptul. Ani și deja muncește. Are drept. Are, nu poate are fi legat dreptul de vot de existența unui loc de muncă. Pentru că da, uneori nu depinde de tine. Da. Sunt regiuni defavorizate. Dă faliment fabrica la care lucrezi. Da, ok, aia e altă treabă, aia e altă situație. Dar sunt persoane care nu au muncit-o din viața lor. Și au ajutoare sociale. Cred că e imposibil de făcut. Dar ei nu au dreptul să spună cuvântul în privința deciziilor care sunt luate pentru societate, chiar dacă nu au muncit niciodată. Dreptul ăsta e cumpărat. Da, da, poate sunt oameni care primesc ajutoare sociale pe bune, adică da, chiar au nevoie de banii respectivi. Nu am nicio problemă, ok. Păi și cum faci diferența? Da. Cred că ne complicăm, adică, da. Ok, mulțumim pentru mulțumim, Florin. Și interesant. Hai să vedem ce spune Bogdan, bună dimineața. Na. A plecat Bogdan, s-a dus și el la serviciu ca să aibă drept de vot. Radu, bună dimineața. Salut, Radu. Bună dimineața. Salut, te ascultăm. La început m-am speriat puțin că toată lumea susținea ideea asta. Primii 2 sau 3 cât am prins în direct. Dar după aia mi-am mai revenit. Adică mie mi se pare că la 16 ani și la 20 și la 21 ești foarte predispus la fake-uri. Adică da, mi-a venit băiatul de la Aur și mi-a promis că îmi dă o goarnă să mă duc pe stadion. La 16 ani gata, l-am votat. Adică este... Nu e singurul partid care face promisiuni. Da. Nu că i-aș lua apărarea. Da, că nu e singur. Da, dar la 16, 20, 21, eu am și vorbit chiar de asta, dar acum cu câteva luni. Și am zis, eu n-aș da, asta e părerea mea, eu n-aș da drept de vot în, sau până în 30 de ani și după 60 de ani. Eu am observat, că predispoziția pentru a te lăsa păcălit de diverse campanii, da, de dezinformare nu mai are de mult legătură cu vârsta. Corect. Sunt oameni cu părul alb care sunt atât de încrâncenați în dezinformarea în care trăiesc încât nu pot să mai discuți cu ei. N-are legătură de cu vârsta. De asta am și spus, nu că aș interzice, măcar aș reduce cumva puterea votului peste 60 de ani.
Adică puterea mea, eu sunt un om la 45 de ani, nu cred că ar trebui să fie egală cu a unui la 70 de ani, care stă tot timpul pe... Deci cum să se voteze așa? Sau pe mai și eu azi, sau realizat, între, să se voteze între 30 și 50 de ani. În rest, mai ușor. Da, să aibă altă pondere, știi? Da, 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 altă pondere, alt nivel de influență. Da, interesantă abordare. În mod evident nu se poate, da? Adică ne dăm seama că e o discuție. Radu, și de ce, până la ce vârstă avem drept... Lumea... Până la ce vârstă să avem 100% drept de vot? Între 30 și 50, cum a zis Vlad. Sunt ok, e în regulă. Da. Vezi că mai ai 5 ani. Da, nu. Păi mai am 5 ani acum, nu, trag tare, cât pot. Da. În 5 ani câte alegeri mai sunt? Mai sunt, păi mai sunt peste 2 ani toate. Peste 2 ani toate. Toate mai sunt. Aoleu, ce distracție să fie peste 2 ani, țineți-vă bine. Crezi? Toate alegerile o să fie atunci. Mamă, mamă, ce presiune publică o să fie pe campanii de dezinformare și de propagandă din toate părțile posibile. O să fie destul de dur. Eu zic să dar ne apropo de atunci. Ce zicea ascultătorul nostru mai devreme, mulțumim foarte mult pentru telefon, din păcate nu mai avem cum să luăm încă unul. Vreau doar să spun ceva. Apropo de ce spunea ascultătorul nostru, că sunt predispuși la fake-uri la anumite vârste, n-are legătură. Vârsta are legătură cu educația. Și poate că ar trebui să luăm exemplu de la o țară numită Finlanda, unde în școală se fac cursuri de gândire critică, începând de la primele clase, de la clasele primare și până târziu în liceu, în care copiii sunt învățați să identifice corect dezinformările care îi țintesc. Și asta cred că ar fi o idee bună pentru viitorul societății. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.